îți pierzi răsuflarea. 1, 2, 3, 4. Țineți șoldurile ascunse. Simțiți căldura, lucrați cu... Piahu, Suzy! Mamă, nu înțeleg, de ce o mai asculți? Uită-te la ea! Mă uit, arată super! Trebuia să o vezi acum un an. Hei, Suzy, simt cum ard, ard! Bine, tu azi în continuare, eu am terminat. Nu vreau să mai fac asta, e o prostie. Nu, nu e, exercițiul e bun pentru tine. Și Nancy, dacă începi de tânără, nu o să faci celulită. Ai pățit ceva? Nu, sunt bine, dacă tot vrei exerciții, de ce nu mergem să jucăm ceva? Ce anume? Nu știu, ceva ca basket sau golf sau tenis. Nu sunt îmbrăcată corespunzător, o să transpir. Oh, mamă, tu... Ești în regulă? Vrei niște apă? Nu pot să respir. M-am uitat peste analizele tale de la camera de urgență și după ce te-am examinat, cred că știu care e problema. Ai astm? Am astm? Eu am astm? Dar ce e astmul? Este o umflare a căilor respiratorii în plămânii tăi. Ele se inflamează și îți fac respirația dificilă. Tot nu înțeleg, ce e astmul? Lasă-mă să-ți arăt. Când respiri, aerul circulă până în plămâni prin căile respiratorii. Cam schema asta. Gândește-te la ramurile unui copac. Și, în două cuvinte, dacă ai astm, aceste pasaje se blochează. Aerul nu poate trece, ai înțeles? Perfect! Și dacă întâlnesc pe cineva care are astm, o să-i explic. Dar tu ai? Nu, nu am. Ce am eu este o tuse, doar o tuse. Dați-mi niște medicamente pentru tuse și o să plec. E cam curând pe aici. Nu mă mir că aveți atâția bolnavi. Haide, dragă, trebuie să vedem ce să facem cu astmul tău. Mamă, dar nu am astm. Doctorița spune că ai. Nu, a spus că bănuiește că am astm. Și mai crede că pantofii ăia se potrivesc cu rochia. Dar îmi plac pantofii ăștia. Dragă, știu că ești supărată, dar doctorița încearcă să te ajute. Cum știm că doctor Lee chiar e doctor? Cum știm că diplomele alea sunt adevărate? Păpușa mea are o groază de diplome. Și pentru încă $5 pot să o fac și astronaut. Spune-mi, Nancy, ai mucozități în piept? Adică flegmă. Știu. Poate. Ai respirat greu vreodată? Da. Te sufoci? Da. Amețeli, înțepături, mâncărimi în gât? Da. Te strânge pieptul, tușești noaptea, febră? Da, dar nu am astm. Știi, poate că nu ai, dar poți să râzi de pretinsa doctoriță îmbrăcată urât. Suflă în asta cât poți de tare. Ce ușor! Nu uitați că vorbiți cu vice-campioana la suflat. Puteți să notați asta în fișă. ~165 ~450 Pentru cineva de vârsta și statura ta, tu ești la jumătate sub limita normală. Asta pentru că ai astm. Nu și Lex Jakubowski. Aici am toată colecția cu autografele lui originale. Nu-ți face griji, o să le pun la loc după ce îți îmbrăcăm salteaua în plastic. Doctorița zicea că s-ar putea să trăiască aici musculițe de praf. Să avem grijă să nu-ți irităm plămânii. Da. Dar rochia aia pe care mi-a făcut-o cadou bunica? Nu-i pe lista interzisă, dar asta e. Nu atinge păpușa! Stai liniștită, nu arunc! Mama, nu pot să mă joc cu el așa! Doar nu vrei să te întorci la camera de urgență, nu? Spune-mi! Nu! Dacă suntem atenți, iar tu îți folosești inhalatorul care... Conține medicamente care îmi deschid căile să pot respira. Exact! Și atâta timp cât eviți la anumite lucruri care ți irită plămânii... Și o să pot fi în continuare a doua atletă din clasă?
Doctorița a spus că dacă totul este sub control, tu o să fii iar cea dinainte. Și avem și niște vești bune. Cumpărăturile nu sunt interzise. Deci să mergem, să mergem la lume, să ne luăm niște ghetuțe. Foarte bine. Cine vrea să răspundă la următoarea problemă? Poftim, Nancy. Praf de Creta. Eu nu pot să vin acolo. Eu, din cauza ghetelor mele noi, nu sunt atât de confortabile pe cât par. Domnișoară Graves, când a fost curățat ventilatorul ultima dată? Nu știu exact, dar sunt sigură că e verificat. Bun, deci l-au testat pentru mucegai, bacterii și ciuperci? Nancy, de ce nu vii aici? Ce se întâmplă cu tine azi? V-ați dat cu parfum? Hai pe coridor. Ah, deci ai asta? Exact, dar nu vreau să știe nimeni. La ce te uiți? Știi, poate dacă mă retrag puțin, parfumul meu nu te va deranja. Știi, nu trebuie să-ți fie rușine că ai astm. Oh, știu asta. Vreau doar să nu știe cineva că am astm. Nu vreau să fiu diferită. Înțeleg. Știi, sora mea are astm. Și când eram copii, era cam greu pentru ea. Din fericire, azi s-au inventat multe lucruri care să te ajute să duci o viață normală. Oh, da, super lucruri. Mașinării și medicamente și lucruri în care sufri. Asta te ajută să te simți mai bine. Dar dacă vrei să păstrezi secretul, eu o să-ți respect dorința. Musculițe de praf, soluții de curățat, aburi de vopsea. Bine, copii, alegeți-vă extremele pentru fotbal. Noi o avem pe Nancy. Ba nu, noi o avem pe Nancy. Las-o baltă. Nancy, de ce parte vrei să fii? Nu pot să joc. Cum adică nu poți să joci? Pentru că vreau să țin scorul. Acolo e acțiunea. Uită, ești în echipa mea. Noi rosim un jucător bun pentru postul ăla stupid. Freddy, tu ții scorul. Tu ești cea mai rapidă jucătoare, așa că tu vei fi aripa. Dacă tot vrei să folosești viteza, ar trebui să mă pui portar. Alo? Ah, bună, Gabriel! Mulțumește-i mamei tale pentru rețeta de chili relinos. Adică chili relanos. Adică, oricum. Vrei să vorbești cu Nancy? Regret, nu poate. E ocupată să-și folosească setul de gătit Malibu. Ah, ce drăguț! Mai pune niște înghețată peste Rilinos, Nancy! Dacă vrei să fii asistentul iepurașului Chubby, spune-le părinților tăi să-i trimită bani lui Chubby Bunny la căsuța poștală 133. Te-ai săturat să fii bolnav?
Te-ai săturat să fii dat la o parte de la distracții? Atunci, sigur, nu ești pacientul doctorului De Dorio. Doctor De Dorio? Doctorul De Dorio? Doctor De Dorio? Doctorul De Dorio nu crede în recuperarea pe termen lung. Doctor De Dorio își folosește cunoștințele medicale ca să te facă bine repede. Bună, sunt doctor De Dorio. Alți doctori vor doar banii voștri. Eu vreau ca tu să te faci bine, repede. Toată viața mea a fost una de tratamente și medicamente, până la doctor De Dorio. Veniți să mă vizitați, doctor De Dorio. Bună ziua, doctore De Dorio. Spune-mi, Seth. Bine, Seth, fă-mă bine și fă-mă bine repede. N-ar trebui să-i așteptăm pe părinții tăi? Sunt ocupați, sunt pe drum, vin imediat, dar nu-ți fă grijă, am adus bani. N-ai fi fost aici dacă nu îi aveai. Bine, să începem. Unde e halatul? Bănuiesc că ai fost la prea mulți doctori demodați. Eu nu mă limitez la ce scrie în carte. Tu nu ești o carte, tu ești tu. Ia spune-mi, Nancy. Eu am astm și vreau... Mi-ajunge. Am terminat, gata. Acum uite planul meu. Stai, dar nu mă examinezi? Iar gândești demodat. Unor oameni le place să coloreze doar în interiorul conturului. Eu colorez în afară. Adică control fizic și ecografie? Astea sunt prostii. Eu sunt doctor, iar după ce te-am examinat în felul meu, știu exact cum te-ai îmbolnăvit. Da? Cum? Astmul ăsta nu e de acum. E de vreo 1600 de generații înainte. Unul din strămoșii tăi a inspirat mucegai de peșteră. Gena aia rea a fost transmisă din generație în generație și din păcate tu plătești prețul. Pe bune? Dar asta nu e drept. Știu. Aș putea chiar să-ți arăt originea, dar nu vreau să pierdem timpul. Vreau să ne petrecem timpul însănătoșindu-te pe tine. O fată deșteaptă ca tine înțelege totul despre kinesiologie, fiziologie. Deci nu trebuie să-ți explic, dar trebuie să-ți dau asta. Ce e asta? Hidrat de carmol, forță completă, remediul tău. Te dai pe piept de 3 ori pe zi și după 3 zile o să începi să te simți mai bine și o să poți face totul ca înainte. Dar nu e nimic aici, e doar un strop. Stropul ăla a stat în ciclotron, într-un laborator din Europa, timp de 6 luni jumătate, sub directa atragere gravitațională a planetei Marte. Deci, ce trebuie să fac? Să-l iau cu medicamentele? Păi, depinde de tine. Eu nu-ți spun să nu iei medicamentul vechi, dar poate să interfereze cu atragerea gravitațională, înțelegi? Wow! Bine, uite! Ia-ți medicamentele și treci în pătuți. E uimitor! De când am urmat în tocmai sfatul doctoriței, nu ai mai avut niciun atac de azi. Ai văzut? Noapte bună! Musculițe de praf? Cui pasă? Soluții de curățat? Cui pasă? Apul de vopsea? Cui pasă? Mucegai, bacterii, ciuperci, scoateți tot ce aveți! Hai! Echipa mea cere revanșa. S-a făcut! Perfect! Dar voi o luați pe Nancy. Nu, mulțumim, e a voastră. Haide, e mai rău decât să nu ai pe nimeni. E ca și cum. Vrea cineva pizza? Fac cinste. Am auzit ce ai spus, Jordan. Și nu te învinovățesc, a fost o zi de pauză. Dar vechea Nancy s-a întors și e mai rea ca niciodată.
și cea bună a revenit! Bine, toată lumea împrăștiați-vă! Eu joc mijlocaș! Tu ești vârf de atac! Nu-ți fă griji, mingea nu va ajunge aproape de tine! Eu o să fiu peste tot! O să-ți pare rău că nu sunt în... Nicio grijă, sunt bine. E tot în regulă. Eu sunt la salvare. Eu aduc pe domnișoara Graves. Credeam că nu mai sunt probleme. Cine se oprește din propriul tratament? Naivii care îl ascultă pe impostorul de doctor de Dorio. Din cauza lui, fata mea ajunge în spital. Nu mai vreau să merg acolo niciodată. Păi dacă te ții de tratamentul doctoriței, nu te vei mai întoarce acolo până la 16 ani și îți faci operația la nas. Dar așteaptă să pun mâna pe doctorul ăla ticălos. Să vezi ce-i fac. Cu medicamentele miraculoase de pe Marte și cu degetele lui magice. De acum înainte te întorci la vechiul tratament care a mers așa de bine. Sigur că da. Știi, poate ar trebui să mai stau acasă o zi. Nu te poți ascunde de copii mereu. Dar acum ei știu totul. Cum îți spun mereu, tu doar trebuie să mergi drept și cu capul înainte. În definitiv, așa ai trecut peste momentele când ai purtat pălăria aia ridicolă la școală și tunzoarea aia de pudel groaznică și mai ții minte? Bine, mulțumesc pentru că mi-ai amintit. Oricând, draga mea, oricând. Bine ai venit înapoi, Nancy. Așează-te. Tocmai începeam rapoartele noastre orale. Așa e, tu nu erai aici. Păi, atunci o să ascult doar ca și mine. Bine, Jordan, vrei să fii prima? Păi, eu am un picior mai mare decât celălalt. Deci, dacă cineva are nevoie de încălțăminte de diferite mărimi pe stânga și dreapta, o să mă vadă după ore. Ce fel de lucrare e asta? Mulțumesc, Jordan. Următorul. Joy? Păi, eu sunt alergic la 37 de mâncăruri diferite. Câteodată mănânc accidental ceva ca semințele de dovleac și ajung imediat la spital. Pe bune, în spital? Vine, e rândul tău. Când m-am născut aveam o gaură în inimă. Am avut o operație când aveam 3 ani. Taică mi-o zice că pentru aceiași bani ei au luat gaura din inimă și mi-au fixat-o în cap. Și Gabriel? Când eram mică am avut o febră reumatică și acum aud doar jumate față de cât ar trebui în urechea dreaptă. Wow! Păi, mi se pare că mulți dintre voi v-ați confruntat cu probleme. Vezi, nimeni nu e perfect. Doar pentru că nu vezi problema din afară nu înseamnă că nu există. Și nu e niciun motiv să o ții secretă. Nu e așa, Nancy? Nu? Mă gândeam că toți de aici chiar au probleme. Eu am doar astăzi. Care e recordul de azi? Capacitatea de respirație de 275 azi. 275. E un record personal. Bravo, Nancy! Bine, te-a scurt timpul, ești gata? Mulțumesc! Doctor Lee a spus că începând de săptămâna viitoare, fără aparate, doar inhalatorul. Super! Știi, ai făcut din țânțara armăsar, puteai să ne spui. Am crezut că o să râdeți de mine cum râdeți de Neil Futlick. Noi nu râdem că are azi, ci pentru că e tocilar. În jurnalul din această seară, știre șoc. Hei, nu m-a filma! Ha? Dar asta e mama. Nu mi-am făcut părul încă. Îi mulțumim doamnei Francis că ne-a dat de știre că doctor de Dorio e un impostor. Doctor de Dorio este sub arest, acuzat de fraudă. Ăsta e ticălosul care m-a îmbolnăvit. Închideți-l, luați-l de aici. Bietul doctor de Dorio. Spune-i judecătorului că nu e vina ta. Acum 1600 de generații, unul din strămoșii tăi din peșteri era un ticălos mincinos, ca și tine. Stai un pic. Arată ca doctorul ăla fals care face reclama aia stupidă la televizor. Ai fost la el? Atunci eram bolnavă și nu gândeam lucid. Am cumpărat și un cuptor rotisor pe care l-am văzut la un TV shopping. Închideți-l! A
Aruncați cheia! Lăsați-mi-l mie! Câinele ăla murdar, când termin cu el, o să aibă nevoie de un doctor! Să-l iei! Puneți mâna pe el!